Domnul profesor Ciobotea, astăzi suntem prezenți la o manifestare aici, în orașul Vidin, capitala regiunii cu același nume din Bulgaria, la o acțiune cel puțin interesantă organizată de comunitatea etnicilor români din Bulgaria, AVE, condusă de Ivo Gheorghiev, mai precis sărbătorirea primei răscoale timocene și ultimei răscoale timocene, să înțelegem că au fost mai multe, și am vrea să obținem pentru Timoc Press, singura agenție de presă a românilor de la sud de Dunăre, din Negotin, părerea specialistului despre această manifestare și despre actul istoric pe care îl sărbătorim astăzi. Da, mulțumesc mult de tot că am fost primit aici. M-am bucurat, am văzut o mare inimă de român care aici și-a adus aminte de istorie, a reevaluat marile personaje ale comunității etnice române de aici. Deci, în părțile acestea de nord-vest ale Bulgariei, de astăzi, sunt într-adevăr momente de mare rezonanță în istoria nu numai a Balcanilor, a sud-estului european, dar personaje care se înscriu foarte bine în istoria Europei de astăzi. În primul rând este vorba de cele două personaje, Fruzină și Constantin, din anii 1403, 1404, 1414, cei care, în unire, în dorința de a se uni cu românii de la nord de Dunăre, cei conduși pe vremea aceea de marele voievod Mircea cel Bătrân sau cu sârbii din același timp, voiau să organizeze o puternică alianță, o rezistență împotriva Imperiului Otoman. Cu alte cuvinte, această rezistență, exemplificată prin lupta lor, prin sacrificiile acestor oameni de la începutul secolului al XV-lea, sunt parte a istoriei europene. Nu sunt numai 600 de ani de atunci, pentru că acest spirit al unei zone istorice, un spirit anti-otoman, s-a repetat, așa cum se dovede astăzi în acest simpozion, cu mult caracter științific, cu multă dragoste de cultură, de tradiție și de istorie aici, în Vidin. Deci s-au repetat evenimentele, oamenii au pulsat această rezistență anti-otomană până la răscoala zisă timoceană din 1876, un alt eveniment care, de fapt, redeschide chestiunea orientală și care redeschide problematica mare a războiului din 1877, acel război purtat între ruși și turci, cele două mari imperii din vremea aceea, dar la care au participat și românii și bulgarii și românii din Bulgaria, și care, până la urmă, au adus independența României, libertatea Bulgariei, reconstituirea, revenirea în istorie a statului bulgar. Cu alte cuvinte, raportarea la asemenea evenimente înseamnă, de fapt, o reașezare, o refondare a istoriei noastre, a istoriei comunității românești din părțile de nord-vest ale Bulgariei. De aceea eu m-am bucurat foarte mult când am văzut atâta simțire și atâta cunoaștere a istoriei și punerea ei în valoare exact în parametrii istoriei noastre de astăzi, epocii în care trăim. Parametrii care înseamnă valori locale, valori naționale, dar și valori europene. Din această perspectivă, cred că manifestarea de astăzi a fost mai mult decât folositoare comunității românești din părțile de nord-vest ale Bulgariei. Ea nu face altceva decât să demonstreze că în părțile acestea există o unitate de viață peste granițele, chiar peste ceea ce am putea considera un impediment, Dunărea. Iar acum, după construirea podului, într-adevăr, mișcarea umană,
face din această regiune o sferă de creație, un spațiu creator în care se cumulează energiile multor popoare, români, bulgari, sârbi, și nu fac altceva decât să demonstreze că aici se pulsează în această mișcare de viață istorică, nu numai de acum, din antichitate și până acum. De aceea, obiectivul meu, dorința cu care plecai eu de la Craiova, a fost aceea de a cere colaborarea celor din părțile acestea ale Bulgariei, a românilor și a oricărui cercetător științific din Bulgaria, istorici, arhiviști, muzeografi, pentru a reconstitui într-un volum toate acele elemente care dau unitate de viață istorică pentru părțile acestea pe care eu le numesc Vadul Diului, acelea care unesc Vidinul cu toată zona polarizată de la sud de Dunăre și Calafat cu toată zona polarizată în partea de nord spre Carpați. De aceea bucuria a fost și mai mare că am întâlnit oameni care au răspuns solicitării mele și care cred că cu toții vom duce la împlinirea acestei cărți despre regiunea Vadul Diului. În încheiere, un gând pe care, prin intermediul Timoc Press, să-l adresați românilor de la sud de Dunăre. Este un moment foarte important pentru mine. Eu întotdeauna trăiesc alături de acești oameni care au atâta putere și atâta dorință de viață creatoare. Deci eu doresc comunității etnice de aici succes în toate planurile, în împlinirea tuturor dorințelor, gândurilor lor și, într-adevăr, în structura statului bulgar, în structurile europene care se clădesc acum și, bineînțeles, în unire cu tot ce înseamnă spirit creator de la nord de Dunăre, din părțile vestice ale Bulgariei, dinspre Serbia, dar, în special, în vitalitatea acestui stat care se numește Bulgaria, să aducem un aport important la istoria europeană. Și pentru românii din Serbia, care sunt din nord-estul Serbiei, care sunt numeric mult mai mulți? Într-adevăr, după tradiția din familie, se pare că și eu sunt din cei care au pendulat când la nord, când la sud de Dunăre, dintre românii care s-au perindat în zona aceasta. Eu nu consider altceva că să numesc ei români, că să numesc ei vlahi, într-un termen din acesta care și-au păstrat tradiția, dar care e sinonim cu român. Așa, deci toți românii aceștia trebuie să considere frați. Ei sunt liantul creației europene în tot arealul acesta al sud-estului european. De aceea către ei se îndreaptă gândul cel mai frumos din partea mea și nu numai a mea, și a tuturor istoricilor care au perspectiva istorică, adică o istorie fără creație nu e nimic. Numai acolo unde se creează, unde construcția înseamnă cumulare de energie, de inteligențe, așa, acolo este și fericirea oamenilor și comunitățile se înțeleg bine, trăiesc în armonie și, bineînțeles, au și succes de-a lungul anilor pe care îi petrec pe pământ. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc!